Problema locurilor de parcare în București este una stringentă și din cauza faptului că autoritățile locale nu s-au aplicat cum trebuie asupra acestei probleme ani de zile. Din fericire, la nivelul sectorului 4 lucrurile au stat altfel încă de la începutul mandatului și în fiecare an s-a văzut o evoluție extrem, extrem de amplă din punctul acesta de vedere. Avem în administrare peste 55.000 de locuri de parcare, atât de reședință cât și publice, multe dintre ele făcute prin investiții directe ale primăriei sectorului 4 și ale aparatului de specialitate, astfel încât acum, deși și la nivelul sectorului există o deficiență din punct de vedere al locurilor de parcare, stăm mult mai bine decât în alte sectoare. Ceea ce ne dă speranța că un proiect bine conturat și cu muncă în fiecare an, atât în perioada aceasta cât și în viitor, lucrurile vor sta din ce în ce mai bine. Aceste proiecte de investiții pentru a crea noi facilități de parcare nu s-au oprit niciodată, ele continuă, sunt în continuă evoluție și din punct de vedere al caracteristicilor acestor parcări. Avem parcări pe stradă, avem parcări închise, avem parcări supraetajate, iar în momentul de față, cred că toată lumea știe deja că suntem prima autoritate publică care construim parc and ride-uri. Ceea ce ne dă speranță că în următorii 3 ani de zile vom reuși să ridicăm capacitatea de parcare la nivelul sectorului, astfel încât să ajungem poate la un echilibru al cererii cu oferta.